Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi îl reprezintă misterele magiei. Ochiul malefic, cercul magic, oglinda spartă sunt vechi de când lumea. E greu de demonstrat că farmecele există cu adevărat și că nu avem de-a face cu obsesie de natură psihică. Faptul că ele nu pot fi dovedite cu probe concrete face ca în zona lor de acțiune să apară mulți șarlatani. Cu toate astea, succesul lor e în creștere. Triumful tehnologiei nu acoperă zona subconștientului omenesc, acolo unde apar misterele. Ochiul malefic, cercul magic, oglinda spartă, vechi de când lumea, superstițiile sunt mai actuale ca niciodată. Ochiul rău malefic e un tip specific de blestem magic. Se bănuiește și se crede că ar provoca vătămări, boli și chiar moarte. Toată lumea aruncă o privire urâtă din când în când și de obicei ne gândim prea puțin la această treabă. De regulă, când aruncăm o astfel de privire sau când primim această privire, ridicăm din numeri și trecem mai departe, dar în unele locuri, această credință e luată foarte în serios și necesită acțiuni imediate pentru a evita răul. Ochiul malefic e privirea umană despre care se crede că poate dăuna cuiva sau chiar unui obiect. Vătămarea supranaturală poate apărea sub forma unei nenorociri minore sau unei boli mai grave, a unei răni sau chiar a morții. Printre simptomele cauzate de ochiul malefic se numără și pierderea poftei de mâncare, căscatul excesiv, sughițul, vărsături și febră. Dacă obiectul atacat e o vacă, laptele ei se poate usca sau dacă obiectul este o plantă sau un pom, acesta va muri. De asemenea, se spune că ochiul rău provoacă o serie de alte maladii, inclusiv insomnie, oboseală, depresie și diaree. În multe locuri se spune că ochiul rău provoacă probleme medicale, iar motivul pentru care o persoană cedează unei boli poate fi atribuită unui blestem în loc de expunerea la un virus. Acesta poate afecta chiar și obiecte sau clădiri. Un vehicul se poate descompune iremediabil în timp ce o casă blestemată poate avea o infestare de insecte sau probleme cu acoperișul. Aproape orice lucru care merge prost sau orice obiect ce se strică poate fi pus pe seama ochiului malefic. Ochiul rău sau malefic e cunoscut de-a lungul istoriei. E menționat și în textele antice grecești sau romane, precum și în multe opere literare celebre, inclusiv în proverbe celebre, de exemplu proverbul 23:6. Nu mănânci pâinea celui care are un ochi rău, nici nu-ți dorești cărnile sale delicioase. Deși această credință răspândită nu e universală. Un sondaj intercultural a constatat că 36% dintre culturi credeau în ochiul malefic. Să presupunem că o persoană are ghinion, probleme de sănătate, un accident sau are parte de o anumită calamitate inexplicabilă. Toate erau puse pe seama privirii malefice și blestemului acestuia. Toate acestea erau răspunsuri la întrebările celor în vârstă pentru întrebarea de ce se întâmplă aceste lucruri. Toate acestea pornesc de la faptul că acești oameni considerau că ochii au puteri speciale și că sunt poarta către sufletul unei persoane. Oamenii care aveau probleme cu ochii, ochii încrucișați, spasme incontrolabile sau ticuri, tulburări sau cei care se uitau cu ochii mijiți întotdeauna erau considerați că poartă ghinion și fac rău. În mod similar, cei cu ochii neobișnuiți de apropiat sau ochi de culori diferite erau deseori suspectați că au ochi malefici. Cel mai bun mod de a face față ochiului malefic este să îl eviți în primul rând. Amuletele sunt purtate pentru a descuraja aceste ochi și este folosită adesea culoarea albastră, simbolizând cerul sau evlavia. Pot fi preparate și farmece sau poțiuni, iar des utilizat e usturoiul, despre care se spune că oferă protecții. Mulți din culturile care cred în aceste lucruri caută șamani, medici vrăjitori sau vindecători spirituali pentru a înlătura blestemul. E amuzant să vedem ochiul malefic ca pe o credință antică, deoarece aceasta nu joacă niciun rol în lumea din secolul nostru, dar unii afirmă că nu trebuie considerată o credință superstițioasă de modă veche, de interes doar pentru antichitate, deoarece ochiul malefic continuă să fie un factor puternic care afectează comportamentul a nenumărate milioane de oameni din întreaga lume. Deși este o superstiție inofensivă, în anumite situații poate fi considerată periculoasă, deoarece de fiecare dată când o persoană crede că o altă i-a făcut rău, fie că este natural, fie supranatural, există potențialul de retribuție. Să nu uităm că de-a lungul secolelor multe persoane au fost atacate, bătute și ucise, deoarece au aruncat un ochi rău. Cercul magic și alte tehnici de inițiere. Ritualul prin care se inițiază cercul magic este esențial, el făcând parte din toate practicile vrăjitorești. Cercul magic e un adevărat loc între lumi în care până și timpul își încetează curgerea. Energiile malefice sunt oprite la marginea cercului,
ca în fața unei bariere invizibile, iar forțele invocate sunt sporite în interiorul suprafeței protejate. Imediat după trasarea cercului vor fi invocate cele patru elemente fundamentale, apa, focul, pământul și aerul. Apoi vor fi chemate ființele lumii de dincolo, forme energetice, de sprijinul cărora ai nevoie în orice practică magică. Pentru cei care nu cunosc corespondențele astrale, vom aminti faptul că de elementul foc e legată planeta Marte, de apă luna de aer, Mercur și de pământ Saturn. Fiecărui element îi corespunde un tip de ființă. În sferele astrale ale focului există drăcoaicele, spiritele flăcării, iar în apă sunt zânele, în aer vântoasele, iar în pământ spiridușii. Acestea formează sufletele elementelor. Doar un om mărginit care nu trăiește decât pe baza puținului pe care îl percepe nu va fi în stare să creadă că există și alte sfere existențiale în care trăiesc entități diferite de speciile cunoscute. Revenind la cercul magic, trebuie precizat că el are un diametru de 3 metri și se trasează cu creta albă. Poți folosi și un șnur din pânză albă așezat circular. În nordul cercului așez o lumânare maro, la sud una roșie, la est albastră, iar la vest verde. La nord înalți un mic altar, o măsuță joasă acoperită cu o pânză albă care trebuie să atingă podeaua. Pe acest altar așez obiectele magice, la stânga cupa, la dreapta cuțitul, în fața acestuia nuiaua. În spate va sta vasul pentru arderi. Sub altar pui un vas simplu din porțelan sau din lut cu apă neîncepută de izvor. Arzi o tămâie și te relaxezi. Trebuie să-ți închipui că toate gândurile negative, precum și cele care n-au de-a face cu ritualul, se strâng într-un mănânc plasat în afara cercului. Este un balast spiritual de care nu ai nevoie și pe care îl vei îndepărta prin puterea ta mentală. Vei constata cu acest prilej cât de nesemnificative sunt majoritatea problemelor care te-au frământat sau redus energia și pofta de viață. Iei cuțitul în amândouă mâinile întinse în față, ții vârful cuțitului în jos și faci de 3 ori în conjurul cercului din interior, mergând în sensul acelor de ceasornic. Îți imaginezi o lumină albastră care iese din vârful cuțitului și retrasează conturul cercului. Refaci deci de 3 ori marginea cercului, vizualizând dâra albastră lăsată de vârful lamei. Iei nuiaua magică și te așezi cu fața spre est. Ești tot în interiorul cercului, aprinzi lumânarea albastră și trasezi în aer cu nuiaua o stea cu 5 colțuri. Desenezi figura de la stânga la dreapta. Atenție, e extrem de important să nu faci acest gest în mod mecanic. Trebuie chiar să-ți închipui simbolul colorat în albastru desenat de nuia plutind în aer. Rostești următoarea incantație. Voi vântoaselor, stăpâne ale cerului și aducătoare ale furtunii, voi ce împingeți norii pe căi neștiute, vă chem să apăsați acest cerc de toate pericolele care se apropie de la răsărit. Vă chem să apărați acest cerc de toate pericolele care se apropie de la răsărit. Îți imaginezi timp de câteva minute un vânt puternic care vine de la răsărit și se izbește de peretele energetic reprezentat de cercul magic. Furtuna e din ce în ce mai puternică, dar tu ești ferit. Aprinzi apoi lumânarea roșie și cu fața către sud desenezi din nou cu nuiaua steaua 5 colțuri. Rostești următoarea incantație, drăcoaicelor, stăpâne ale fulgerului care să lășluiți în inima flăcării, vă chem să păziți acest cerc de toate pericolele din sud. Îți imaginezi erupția unui vulcan, torentele de lavă, dogoarea și mirosul de ars. Totul se petrece în fața ta, în afara cercului. Ești protejat doar de puterea magică a locului circular în care te afli. Bucură-te de răcoarea din prejurul tău, gândindu-te însă la aerul încins dinspre sud. Procedez la fel pentru vest și nord, aprinzând pe rând lumânarea verde și maro. Formulele de invocare pe care trebuie să le rostești sunt: voi zânelor care ați fost înaintea tuturor lucrurilor, stăpâne ale adâncurilor care vă răcoriți în ochiul valurilor, doamne ale apelor, vă chem să apărați acest cerc de pericolele care vin dinspre vest. Îți imaginezi un ocean învolburat ale cărui valuri se izbesc de marginile cercului magic. Trebuie să fii atât de concentrat încât să simți până și mirosul sărat al brizei dinspre larg. Pentru nord, formula este următoarea. Voi spiriduși ai nordului, harnii stăpâni ai dealurilor și ai nesfârșitului ocean de pământ, voi care vorbiți cu glasul rădăcinilor și stâncilor, vă chem să apărați acest cerc de pericolele din nord. Trebuie să-ți imaginezi imensitatea câmpiei chiar în fața ta, un spațiu fără sfârșit spre deosebire de interiorul cercului, ca o chilie protejată de ziduri puternice. Stropești interiorul cercului cu apă neîncepută și rostești următoarea formulă magică. Îți cer
cerc al puterii celor patru elemente să ții ușa închisă pentru răul și necurățenia de afară, ci să lași înăuntru doar binele pentru a-mi spori puterile atâta timp cât stau înăuntru tău. Pășește acum în fața altarului și așez nuiaua la loc. În genunchi și cu mâinile încrucișate la piept, spui cu voce puternică următoarea formulă care va iniția pe deplin cercul. Pe tine te-am făcut ca nimic rău să nu strice farmecele și descântecele pe care le voi lucra. Vântoasele vor goni răul de la răsărit, suflând cu putere și trimițându-l înapoi de unde a venit. Drăcoaicele vor pune zi de flăcări între mine și răul de la sud. Zânele vor stinge cu apă sfântă răul de la apus. Spiridușii se vor strânge ca o pădure de netrecut între mine și răul de la nord. Așa să fie. Această formulă va concentra forțele spirituale în interiorul cercului, te va dinamiza și îți va oferi puteri magice suplimentare. Apoi te așezi în fața altarului și rămâi o vreme în tăcere. Te concentrezi doar asupra sentimentului de protecție și de încărcare energetică pe care îl oferă interiorul cercului. Acum te afli în afara lumii obișnuite, dominată de cele patru elemente. În cadrul cercului domnește doar puterea ta vrăjitorească. Te ridici apoi, iei nuiaua magică și parcurgi cercul în sens invers a celor de ceasornic. În dreptul fiecărui punct cardinal refaci în aer conturul stelei cu cinci colțuri, trasându-l cu nuiaua, însă de la dreapta la stânga. Astfel ștergi imaginile desenate și trimiți în afara acestei lumi principiile energetice invocate. De asemenea, stingi pe rând toate lumânările din dreptul fiecărui punct cardinal, apoi parcurgi încă o dată cercul tot în sens invers a celor de ceasornic și ții nuiaua cu vârful către marginea cercului ca și cum ai șterge conturul. Astfel se încheie ritualul și poți părăsi cercul. Vei constata totuși că în interiorul lui domnește încă o atmosferă liniștită proaspătă. Aceasta este urmarea invocării principiilor care stau la baza elementelor primordiale. Aceste principii, manifestate sub formă energetică, au purificat locul de orice prezență malefică. De aceea acest ritual mai este folosit pentru a contracara farmecele aruncate asupra ta. Dar cercul magic trebuie inițiat pentru aproape orice lucrare vrăjitorească. În interiorul său, efectele magiei sunt mult mai intense. Deschizi de fiecare dată un cerc, invoci cele patru elemente, apoi îți faci lucrarea magică și la sfârșit eliberezi elementele și închizi cercul. Un singur lucru nu trebuie să uiți, să nu ieși niciodată din cerc înainte de a fi șters simbolurile din cele patru puncte cardinale și conturul cercului. Cercul magic funcționează ca o baterie de energie. Dacă e alimentat cu energii negative, poate apărea haos și, prin urmare, pot fi generate lucruri nedorite. Mai mult, ceea ce este creat cu magie este menținut doar cu magie, de aceea e necesar ca magul sau persoana care practică ritualul să posede o mare putere fizică și mentală pentru a rezista întregului ritual. Cercul magic e un instrument excelent pentru a realiza meditații sau lucrări magice importante. Lucrul fundamental pentru o persoană să îndeplinească un ritual bun este să fie familiarizat cu limitele sale și să fie conștient că acest tip de magie ar trebui să fie făcut doar cu intenții bune. Multe superstiții au apărut cu sute, dacă nu chiar cu mii de ani în urmă, dar sunt oameni și nu puțini care încă mai cred în așa ceva. Pentru a ține răul sau pentru a atrage bani și bogății, unii poartă cu ei un fel de amuletă sau talisman care îi poate proteja împotriva oricăror neplăceri. Dar ce-i de făcut dacă se sparge oglinda? Multă lume e convinsă că dacă se sparge o oglindă, mică sau mare, nu contează, asta înseamnă 7 ani de ghinion pe toată linia. Mai mult, alții cred că este semnalul apropierii unei nenorociri. Și uite așa, încearcă să facă tot felul de gesturi care, în convingerea lor, îi vor feri de rele. Aruncă cu sare peste umăr, se învâr de 3 ori. Așează cioburile sub un jet puternic de apă, iar lista poate continua. Cum a apărut această superstiție? Istoria ne spune că sticla de oglindă a fost inventată pentru prima dată de romani care, alături de culturile greacă, chineză, africană și indiană, credeau că acest obiect avea capacitatea de a fura o parte din sufletul unei persoane. Printre altele, romanii considerau că la fiecare 7 ani viața omului se reînnoiește și dacă cineva sparge oglinda, atunci va trebui să treacă prin 7 ani de suferință înainte ca viața să se îmbunătățească. În alte culturi, în urmă cu mii de ani, se credea că sufletul unei persoane se reflectă în oglindă și dacă s-a spart, mintea lui a fost grav afectată. În China antică, oglinzile erau considerate talismane puternice, folosite pentru a îndepărta spiritele rele, iar alte popoare erau de părere că pot aduce dragoste și prosperitate. Ce faci când se sparge o oglindă? În primul rând, nimeni nu trebuie să se rănească, ar fi păcat. Ce ar putea fi considerat un ghinion din partea celui care se alege cu o rană?
Fie ea și numai ciobită, o astfel de oglindă nu trebuie păstrată. Și nu neapărat pentru că aduce ghinion, ci pentru că s-ar putea sparge și mai rău, făcând mizerie și putând afecta pe cineva. Dar potrivit principiilor Feng Shui, obiectele deteriorate din casă împiedică fericirea celor care stau în respectiva locuință. Prin urmare, trebuie cumpărată altă oglindă, mai mare, mai frumoasă, mai funcțională. Cel mai important este însă să fie date uitării îngropate toate superstițiile stupide, deoarece canalizarea gândurilor pe idei negative nu este ceva productiv. Farmecele și dezlegarea de farmece fac amândouă parte din același domeniu misterios, magia. Originile ei se trag probabil încă din preistorie. În epoca aceea, vânătorii își vrăjeau viitoarele prăzi, pictând pe pereții grotelor anumite simboluri alături de imaginea animalului respectiv. Mai aproape de noi, egiptenii au inventat hieroglifele, a căror scriere era considerată sacră și rezervată în exclusivitate preoților. Simbolurile hieroglifelor, considerate limbajul zeilor, aveau valoare absolută, după cum explică un text vechi descoperit în Egipt. Cuvântul este principiul oricărui lucru, sursa a tot ceea ce iubim sau urâm, esența vieții. Niciun lucru nu există înainte de a fi fost spus. La egipteni, preoții vrăjitori erau cunoscuți pentru privirea lor penetrantă, care era foarte temută pentru că putea aduce nenorociri. Acest lucru a contribuit la credința în ceea ce mai târziu s-a numit ochiul malefic. De aceea, pentru a se proteja de farmecele lui, egiptenii au creat simbolul ochiului lui Horus, după numele zeului lor solar. Tot egiptenii au fost una dintre primele civilizații care au creat un manual de magie rituală, faimoasa Carte a Morților, în care se găsesc foarte multe practici magice vechi, cât și descrierea a tot ceea ce defunctul va păți și va vedea în momentul în care va trece pe lumea cealaltă. Ceva mai târziu, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, în Grecia, matematicianul Pitagora a fost pasionat de magie. El a creat un fel de sectă în care învățămintele pe care le împărtășea aveau un caracter inițiatic, ce se inspira din orfism, religia misterelor. Adepții săi credeau, de exemplu, în metempsihoză. Se povestea chiar că Pitagora putea, cu ajutorul unor formule magice, să facă să coboare un vultur din cer, să domesticească un urs, să alunge un șarpe veninos sau să împiedice o vacă să mănânce lucernă. După Pitagora a apărut un alt curent magic, Cabala, practicat de iudei. Avea drept scop să facă spiritele invizibile să îndeplinească dorințele vrăjitorului. Întreg ritualul Cabalei a fost codificat într-o lucrare care a apărut în secolul al III-lea după Hristos, intitulată Cartea Creației. În această lucrare se afirmă că în spatele fiecarei litere, al fiecărui număr și al fiecărui accent din Pentateuch, primele 5 cărți ale Torei, Biblia ebraică, se ascunde un mesaj secret. Cărții Creației i-a urmat mai târziu Cheile lui Solomon, o lucrare în care fiul lui David relevă cheile multor secrete magice și care a devenit ghidul cel mai frecvent utilizat de către vrăjitorii din Evul Mediu. Tot în Evul Mediu au apărut și primele șarmuri de dragoste. Șarmul este o putere magică transmisă printr-un obiect care este în prealabil încărcat de către un vrăjitor. Astfel, lumânarea era unul dintre ustensilele cele mai ades folosite pentru ca o femeie să se îndrăgostească. Să faci o lumânare și un fitil țesut de o fecioară într-o vineri, apoi să scrii pe ea cu sânge de vrabie numele celei alese, apoi aprinzi lumânarea, dacă nu se topește, aleasa ta o să-ți răspundă cu dragoste. În același Ev Mediu, vrăjitorii au inventat cercul magic. Ei desenau un cerc pe pământ cu ajutorul unui cuțit sau al unei săbii. Apoi, pentru a invoca spiritele, se plasau în interiorul cercului, creând un fel de barieră spirituală ce împiedica răul să treacă. Cel mai cunoscut vrăjitor din Evul Mediu a fost fără îndoială germanul Cornelius Agrippa. Pentru el, ființele omenești erau replici în miniatură ale universului, ale lui Dumnezeu însuși. El și-a consemnat toate lucrările în scrierea Despre filozofia ocultă, în care afirmă: adevăratul sens al magiei și al alchimiei se găsește în altă parte decât în cărți. De aici vin eforturile inutile ale celor care caută fără discernământ să afle secretele naturii și care, ignorându-se pe ei înșiși, caută în afară ceea ce au în ei. Aceste miracole, anunțate cu atâta entuziasm de către matematicieni, magicieni, alchimici și necromanți, depind de noi ca să se îndeplinească. Și noi putem face acest lucru fără a-L ofensa nici pe Dumnezeu și nici religia. În noi înșine se află magician. Prieteni, mă opresc aici, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.